Dacă s-ar fi făcut cu adevărat și la timp reducerea cheltuielilor guvernamentale, astăzi n-am fi avut problemele economice cu care se confruntă România, a declarat senatorul Vasilică Potecă. Lipsa unor măsuri reale de reducere a cheltuielilor statului a generat actualele impuneri de austeritate care s-au soldat cu blocarea administrațiilor locale și viitoare falimentări în rândul companiilor românești, mai spune senatorul Hunedoreanu. Senatorul Vasilică Potecă, afiliat grupului parlamentar AUR, a explicat într-o conferință de presă susținută la DEVA de ce a ajuns în România să se confrunte cu grave probleme economice. Există o mare problemă legată de această asumare, care s-a făcut pe spatele românilor, neavând, să zic, nimic de a face cu fondul problemei cu reducerea cheltuielilor guvernamentale, pentru că dacă am fi asistat la această reducere, astăzi n-am fi avut problemele economice cu care ne confruntăm la această oră, cu aceste tăieri, cu această blocare a administrației. Trebuie să vă spun că la această oră blocația nu numai din județul Hunedoara, ci din întreaga România este blocată. Plățile pe care trebuia să le facă bugetul de stat la companie, la CNI Dezvoltare și toate celelalte sunt întârziate cu aproape 6 luni de zile și nu se prevede ca în următoarele 2 luni de zile să fie deblocată vreo cheltuială. Noi îți spunem foarte clar că pe lângă măsurile fiscale, acest blocaj pe care Guvernul României l-a impus în decontare va duce și la falimentarea companiilor românești. Pentru că sunt problemele legate de infrastructură, sunt problemele legate de proiectele în curs și la această oră aceste proiecte sunt înghețate sau vor fi înghețate pentru că nu se fac decontări. Vreau să vă spun că trezoreriile au primit ordin să nu mai facă deschideri de credit. Cu probleme economice la fel de mari se confruntă și administrațiile locale, multe dintre ele, la nivel național, ajunse în pragul falimentului din cauza lipsei de resurse financiare. Trebuie să aduc o veste proastă primarilor hunedoreni, aceea că Guvernul României au hotărât ca cei care n-au cheltuit banii pe care Guvernul i-a dat în cursul anului, adică am făcut o economie pentru sfârșit de an, toți banii vor fi luați la bugetul de stat. De asemenea, Guvernul României n-a mai făcut nicio rectificare. Nefăcând rectificare, nu se poate împrumuta în ultima lună din an, pentru că va trebui să se împrumute, că asta este viața, ca să achite pensiile. Reprezentanții AUR consideră că o administrație centrală și locală mai suplă, realizată printr-o reorganizare administrativ-teritorială, este soluția pentru ieșirea României din criza economică.